Ce se mai întâmplă în București după lăsarea serii? Deși frigul începe să-și facă simțită prezența, lumea modernă nu se refugiază în case, ci se distrează. De exemplu, Simona Suhoi, fostă senzual, are noutăți de natură matrimonială. Bat clopote de nuntă pentru Simona Suhoi? Când au bătut deja. Adică te-ai căsătorit? În secret? Nu, serios, vorbesc. Da. Uite, mi-am schimbat sacoul. Da? Dar nu pot să spun că m-a prins colegul tău mai devreme. Cu verigheta în sacou. Ai verigheta în sacou? Deci cum te-ai măritat și ții verigheta în sacou? Nu înțeleg. Mi-am schimbat sacou ca să vin aici. Și ai verigheta aici? Da. Te rog foarte mult să nu arăți. Nu ți-o arăți. Chiar nu ți-o arăt că mi-o fur și fur. Nu fur pe cum? Cum să-ți fur verigheta? Ce Dumnezeu? Da, mă, uite, da. Ești căsătorit. Uite, s-a supărat pe mine colegul. Uite, îți place? Dar hai să o vedem la să camera. Nu mi-o fur. Nu ți-o fur, drag, pute. Să fur cu verigheta. Cum să fur? Dar de ce o ții în pentru că nu-mi place să mintre după aceea. Urmează când ai doi copii, când te divorțezi, când... Și cine e soțul? Un bărbat, evident. Dar cine e? Cum îl cheamă? Robert. Și cu ce se ocupă? Business. Nu este singura veste bună. Mai avem o știre de interes. Adina de la Heaven își investește banii în construcția unei vile. Să mai spună gurile rele că nu se câștigă bine din muzică. M-am apucat și eu de construit cu sora mea. Ridicăm și noi un duplex. În seara asta sunt îmbrăcată frumos, dar de vreo lună de zile, de dimineață până seara, sunt în șantier cu cizme de cauciuc. Fac tot ce trebuie acolo. De săptămâna viitoare trecem la cărămidă. Până acum am ridicat fundația și tot așa. Ce suprafață are casa? Orațiu, cred că vreo 700 de metri pătrați cu tot. Câți bani ai băgat până acum? Ei, până acum, în stadiul ăsta, cred că vreo 40.000 și abia am ieșit la suprafață, ca să ne înțelegem. O să ajungă la 60-100.000 de euro? Orațiu, nu știu, tată, să-ți spun. O să ajungă mult, că e duplex. Dacă până acum v-am oferit doar știri îmbucurătoare, interpreta Diana Bișinicu vine cu o problemă de sănătate. În urma unei derglări hormonale am făcut un tratament hormonal și am ajuns la 59 de kilograme. În mod normal, cam 54-55 cel mult. Însă acum doar ce am terminat tratamentul după 6 luni. Pentru ce ai făcut acest tratament? Hormonal. În urma sarcinii m-am ales cu niște ovare polichistice și am des derglări hormonale, iar odată la ceva timp trebuie să fac acest tratament și greutatea mea alternează. Ba mă duc spre 59-60, ba scad după ce termin tratamentul și ajung la, din nou la 54-55 de kilograme. A devenit mama de numai 4 luni, dar Elena Ionescu, ex-Mandinga, nu are deloc stare în casă. Așa că se plimbă nestingherită pe la evenimente. Copilașul mănâncă de la sân sau îi faci lapte praf? Tocmai l-am încercat, am mâncat până acum la sân, până la 3 luni. De acum formulă un pic de sân, așa că mai e puțin de tot, dar în principiu n-am cam încercat. Da, n-ai reușit să scapi de surplusul de kilograme, dar bănuiesc că lucrezi foarte mult, nu? Ca să slăbești și să ajungi la... N-am reușit să scap de surplusul de kilograme, nu, sunt îmbrăcată foarte larg, să știi că sunt destul de slabă. Da? N-am nicio burtă, sunt acolo. Sunt în limitele, merg la sală, adică stai liniștit că nu... Câte kilograme ai dat jos după naștere? Păi am luat vreo 12 și am dat jos vreo 8 după ce am născut și acum am rămas cu un kilogram jumate, două, pe care le dau așa încet. Cine ar fi crezut că până și medicii esteticieni își fac intervenții la nivelul feței? Celebrul doctor, vine tu, recunoaște! Îmi fac puțin botox de-a lungul anilor, nu neapărat pentru riduri, dar fiindcă eu transpir foarte mult, am... problemă, totdeauna aveam transpirație excesivă și orice îmbrăcam, de asta mă îmbrac și în negru, bine, acum din obișnuință, dar totdeauna mă îmbrăcam în sau în negru sau în alb, ca să nu se vadă urmele de transpirație. Și de vreo 14 ani, cred, aproximativ, îmi fac injecții cu botox în axile, ca să nu mai transpir. Cine a gătit pentru Madonna, Michael Jackson, Robert De Niro și Bill Clinton? El este masterchef-ul Joseph Haddad. Michael Jackson, sincer, a mâncat foarte, foarte lejer, dar Madonna a mâncat niște tartine cu icre de Manciuria. Și Robert De Niro ce a zis? De Niro a mâncat... Uite, știi care faza cu oamenii de actor? Nu mănâncă așa multe.
se ții de silueta. Se silueta cum se mănâncă cum trebuie, nu cum sunt noi. Da, aia. Michael Jackson a preferat un vin sau Michael Jackson nu a preferat, dacă am duc aminte, nu a preferat niște un vin, dar niște mâncare, am mâncat, nu duc aminte, dar foarte lejer. Foarte lejer. Niște salată verde inimioare cu somon poșat cu pe abur, ceva mai delicat. Nu trebuie să fie o șef mare bucătar să gătește pentru vedete ca fel ca Michael Jackson sau Robert De Niro. Bill Clinton ce a mâncat? Bineînțeles, nu am mâncat hamburger cu vânza, dar m-am duc aminte soția lui Hillary a mâncat prepelițe cu fistic cu sos de miere de albina, duc aminte. Știți o melodie de la Michael Jackson? Abilities. Asta o știți? You're not alone. Da na 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 na. Da na 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 na. Na 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 na.